Bună ziua, bun găsit la călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, invitatul acestei ediții este politologul, profesorul, analistul politic Andrei Țăranu. Bună ziua, domnule Bună ziua. Țăranu. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Cu mare plăcere! Vă propun să facem o călătorie geopolitică în lumea Uniunii Europene, la frontiera Uniunii Europene, într-o perioadă agitată pentru proiectul european, nu? prima părăsire a corabiei după multe, deci prima părăsire a corabiei din istoria Proiectul european, prima dată când o țară se retrage din Uniunea Europeană. După 1950, proiectul european s-a născut greu, s-a născut dificil. Am avut de-a face cu un nucleu, nu? Cu l'amitié franco almant cu reconcilierea istorică de pe cele două maluri ale, ale Rinului, motorul franco-german, alături de care aveam Italia și uh, Beneluxul. După care, extinderea Uniunii uh, Europene în lumea occidentală, la acel moment, s-a făcut greu, s-a făcut dificil, marcată și jalonată de euroscepticism. Deci, anumite societăți au întâmpinat cu euroscepticism proiectul acesta. Mă refer la Albinon, la Marea Britanie și la țările scandinavii. Bun. În ceea ce privește istoria de început a Uniunii Europene. Euroscepticismul nu a fost atât de puternic, cel puțin la început, pentru că Europa era un proiect extrem de complicat într o perioadă foarte complicată, după cel, exact, după cel de al doilea război mondial, și a fost trebuie, să spunem acest lucru, o uniune între țări care în momentul ăla erau foarte sărace, care abia ieșiseră din război, sigur, primeau toate în, la niveluri diferite, ajutor din partea Statelor Unite, planul era făcut oarecum sub umbrela Statelor Unite, dar exista, să-i spunem, măcar speranța că dacă nu va fi bogăție, măcar va fi pace că proiectul european la origini, știm foarte bine, pactul cărbunelui și a oțelului, a fost tocmai pe, pentru a împiedica cele două mari rivale, Franța și Germania, cum bine spuneați, să intre într-un nou conflict. Și ceea ce oricum ar fi fost dificil. Ceea ce sigur că atunci ar fi fost Germania dificil, era înfrântă, dar, era prăbușită, era divizată, dezarmată. Sigur, dar pe de altă parte exista un uh, cultural și psihologic încă o spaimă de o, de o posibilă revenire a Germaniei, care își revenise după primul război. Nu? După Spectacul. primul război mondial, Germania era în aceeași situație aproximativ ca după al doilea război mondial și totuși ca după... în, în 20 de ani de la primul război mondial Germania a declanșat al doilea război și era una mondial. din marile putere ale Europei. În și moment. în aceste condiții lumea s-a gândit cum am putea să îndiguim puterea germană și această îndiguire să se reverse înspre... Uh, înspre alte domenii, în special economic, în special cultural, social și așa mai departe. Ceea ce, fără discuții, s-a petrecut. Pentru că nu ne aducem aminte, intrăm după în Uniunii Europene în ceea ce francezii numeau uh, letrantă glorios. adică cei 30 de ani de prosperitate de continuă, creștere. de prosperitate, de pace și de Optimism socioekonomik ceea ce, fără discuții, a fost o mare realizare a societăților occidentale. Dar și o amenințare puternică a comunismului, partide sigur, comuniste exista puternice. Existau partide comuniste puternice, dar, sigur, oricât de puternice ar fi fost ele, nu ar fi fost capabile să ajungă la putere. Și, și să genereze o revoluție socială. Și să genereze o revoluție comunistă sau să se pună în uh, siajul Moscovei și așa mai departe. Bine, structura lor era uriașă, gândiți-vă că pe lângă activul de partid care era mare și în Franța și în Italia, gândiți și în alte țări, gândiți-vă că se bazau foarte mult pe universități, mișcări intelectuale puternice, oameni de afaceri, sindicate fără, afiliate. Fără, fără discuții, dar nu avem de a face cu un comunism, un stalinist în sensul țărilor din Europa Centrală și de Est o oh, Palmiro Togliatti se ducea la Moscova, dar venea cu indicații de la Moscova. Și mă la fel. Venea. dar până la urmă influența lor în scena europeană era totuși limitată. Ori după 1989 și mai ales după 1992 cu Maastrichtul, principiul a ceea ce se va numi mai târziu Uniunea Europeană a devenit un punct de atracție extraordinar pentru marea majoritate a statelor care erau în acel moment în Uniunea Europeană, sau cele care și-ar fi dorit să intre în Uniunea Europeană. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră că ar fi fost un euroscepticism, era mai degrabă o formă de îndoială că acest proiect poate cu adevărat să se transforme în ceea ce nu s-a întâmplat nici acum. Adică, să realizeze o statalizare, o federalizare a Europei și să construiască un model politic care să iasă din tribalismul Europei. Un tribalism care trebuie recunoscut, vine cam din perioada lui Carol cel Mare și care continuă la nesfârșit pe acest continent. Uitați-vă, față de cealaltă parte continuumului continental care este Eurasia, în Asia avem spații uriașe cu care conflictele au fost mai degrabă puține, sau au fost determinate de mari viituri nomade, dar altfel societățile au rămas destul de pacifice pentru perioade foarte lungi, ceea ce nu a fost cazul Europei. Nu? Dăm doar exemplu războiului de 30 de ani, probabil cel mai cumplit război pe care l-a suferit continentul european și care război de 30 de ani s-a încheiat fără o pace reală, ci mai degrabă din oboseala popoarelor și ceea ce a generat mai târziu națiunile europene. Orice, sigur că credeți aceasta... în, în ideea unei forme, unei forme de federalism european, sau ținând cont de realitățile istorice, nu? Europa națiunilor și de tradiția Gândiți-vă că aici am avut o tradiție puternică a orașelor stat. Gândiți-vă câte republice erau în perioada renașterii și câte state în nordul Italiei. Sigur, că, sigur dar aduceți-vă aminte că Italia, nordul Italiei, era o zonă extrem de bogată comparativ cu alte zone din Europa că adică avem, mai ales în perioada renașterii, avem o dezvoltare incredibilă a acestor societăți din foarte multe puncte de vedere, dar nu din punct de vedere militar. Și asta a făcut, dacă vreți, ca societatea europeană să își construiască o altă traiectorie decât un imperiu otoman. În epocă, dacă să luăm în aceeași perioadă a renașterii, imperiul otoman părea mai degrabă statul care poate să supraviețuiască în termenii de atunci, decât aceste state extrem de mici, aflate mai degrabă în concurență economică, câteodată și militară, și care își găseau debușeuri economice și culturale mai degrabă, gând spre lumea occidentală, mică în epoca respectivă, față de lumea Orientului, care părea, gândiți-vă la toate poveștile, părea locul mirific și bogat al lumii. Lucrurile s-au schimbat, avem o uriașă istoriografie care ne explică de ce vestul căzut. este marea realizare a umanității în timp ce restul nu a reușit să ajungă la potențialul vestului. Avem însă o schimbare fără discuții de paradigmă. Mă întrebați dacă am, am speranțe. Eu sunt un eurooptimist, dar din nefericire eurooptimismul legat de federalizare, de statalizare a Uniunii Europene s-a mai diminuat după Brexit. Pentru că Brexitul a, în... a realizat mai degrabă o traumă, nu știu cât de puternică în lumea britanică, dar o traumă foarte puternică în lumea europeană. Pentru că a apărut ceea ce numim noi dezamăgirea. Dezamăgirea în sensul, uh, haideți să-i spunem, incapacității Uniunii Europene de a se apropia din nou de propriul cetățean avem aceeași critică de 20 de ani la adresa birocrației de la Bruxelles și s-au gândit foarte mulți că ar putea să această birocrație să găsească modalități să se întoarcă din nou înspre cetățean. Ori Brexitul, care a fost primul și cel mai mare cutremur tremur al Uniunii Europene, nu a făcut ca oamenii să se simtă mai aproape de Bruxelles. Avem probleme multiple, în schimb. Gândiți-vă că am avut o perioadă în anii 2000 de având și de puternic avans al eurooptimismului. Am avut reunificarea continentului în 2004-2007, Croația în acel moment începea și ea negocierile de aderare, îi se promitea un viitor european, în Balcanii de Vest lucrurile se stabilizaseră, am avut revoluție orange pe la Kiev și pe la Tbilisi, revoluția trandafirilor, se părea că Europa se va extinde chiar și acolo, lucrurile la un moment dat au frânat brusc. Și aș vrea să vă adresez câteva Provocări legate de actualele dileme ale Uniunii Europene. După 2009, odată cu criza, am avut uh, prăbușirea modelului de coeziune al Uniunii Europene. Uh, zeci de ani s-a trăit pe acest continent în iluzia coeziunii, și anume, de asta și fondurile structurale. Și anume, societatea greacă, de exemplu, sau societățile tradițional sărace ale Uniunii Europene, mă refer în general extremitățile, și anume Sudul Italiei, Portugalia, anumite părți ale Estului Europei, Irlanda, Nordul Scoției, Grecia, vor ajunge, datorită fondurilor structurale, să depășească decalajele istorice față de regiunile mai bogate, de tipul uh, central europene, de tipul Austria, Nordul Italiei, Franța, Benelux, Renania. Uh, Criza le-a reașezat acolo unde erau cu câteva decenii înainte pe foarte multe dintre ele. Bă, chiar diferențele dintre țări s-au adâncit extrem de mult. Gândiți-vă la PIB-ul pe cap de locuitor al Suediei de astăzi față de PIB-ul pe cap de locuitor al Greciei sau al Portugaliei de astăzi, care se luptă cu stagnare. Este aceasta o iluzie a coeziunii? Poate ea rezista? A fost el un pilon al Uniunii Europene? Ținea oarecum de o anumită uniformizare care nu poate fi, la care nu se poate ajunge și la care nici nu e bine să se ajungă? până la urmă specificul sau farmecul unei insule grecești este complet diferit față de farmecul unui bistro suedez, nu? Sau Sigur, unei biserici vreo, vreo. luterane suedeze. Aici este, de fapt, criza, așa cum spun, a avut un, un, rol revelator. Și anume că, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, gândiți-vă că la origini, în principiu era construirea unui fel de Statele Unite ale Europei. Spre deosebire de Statele Unite ale Americii, și țările din Europa au fost totdeauna în competiție. Chiar dacă această competiție înainte de criză nu a fost extrem de vizibilă, ea a existat. O competiție economică, o competiție culturală, o competiție socială pe care unei au câștigat-o și pe care alții au pierdut-o. Țările din Nord și acum sunt foarte supărate pe Uniunea Europeană pentru că multe dintre ele consideră că au pierdut din punct de vedere social aderând la Uniunea Europeană pentru că modelul lor social era mult mai înalt decât modelul social al Europei chiar al țărilor Europei, din vest chiar al țărilor din vest, sigur că da și că ele au trebuit să intre într-o competiție care nu le-a produs cine știe ce mari beneficii, ci mai degrabă de servicii. O, Suedia deplânge faptul că o trebuie să vândă Volvo, să închidă partea auto din Saab și așa mai departe. Ceea ce a însemnat nu doar pierderea unor branduri, ci în primul rând pierderea unor locuri de muncă. Ori, pe lângă această criză economică, care a generat o competiție foarte puternică între țările Uniunii Europene, s-a mai întâmplat un fapt. Această criză a venit pe fondul globalizării. Mondializării. Mondializării. Care... Mondializări. Da. Ori, or, mondializarea, cum îi spuneți dumneavoastră, globalizarea. A avut secvențe complet diferite în state diferite ale Uniunii Europene. Irlanda era, prin 2003-2004, cea mai mondializată societate din lume. În, pentru că și brazilienii și americanii și europenii veneau să își deschidă bănci sucursale și diverse alte lucruri acolo și pentru că erau taxe pentru că, taxe, față de pentru că taxele erau mici și din acest motiv s-au considerat că se poate găsi o modalitate de hai să spunem construcție de offshore-uri europene care evident în timpul crizei au explodat în bulele succesive care au explodat în epoca respectivă. Uh, nu a existat uh, o unitate din punct de vedere economic și nu există nici în acest moment. Avem cel puțin două Uniuni Europene. Avem Uniunea Europeană a zonei euro și Uniunea Europeană excentrică zone euro. Plus alte falii, nord-sud. Spuneam că astea sunt cel puțin. Da? Sigur că -Vest. există Uh, multe alte fali est, vest, nord, sud, avem uh, fali și în interiorul societăților respective, plus precum, diverse. Estonia, Lituania, Cehia, Slovacia au ajuns la un pic pe cap de locuitor peste al grecii sau în apropierea. Grecie, Gândiți-vă că s-a da. gândiți reajuns exact în 20-30. Exact. Ierarhile gândiți sau... Gândiți-vă că România a depășit a depășit Grecia. Cum Turcia. A depășit și se pregătește să depășească Cehia și așa mai departe. Deci o țară care în 1990 era cea mai săracă, fără discuții, la nivelul întregului continent. Except în Albania. În acest moment, da, e adevărat. Uh, în acest moment are un ritm de creștere extraordinar, doar că această creștere este profund dezechilibrată. Deci avem zone din România care sunt extrem de sărace, comparativ cu o capitală care își poate aroga, eu știu, bugete de nivel occidental, fără discuții la, în ceea ce înseamnă chelt, cheltuielile și banii care îi sunt alocați. Ori, aceste dezechilibre, care le vedem în mic într-o țară ca România, există și la nivelul Uniunii Europene. Or, acest fapt a generat și generează, dacă vreți, euroscepticismul, pentru că Uniunea Europeană a generat multă bunăstare pentru o anumită parte a societății: pentru societatea dinamică, pentru acea parte de societate care era mai educată, care, avea, care avea capacitate de mobilitate și așa mai departe dar nu a produs neapărat multe beneficii pentru cei care veneau din trecut sau cei care nu reușeau să își depășească propria condiție ori această competiție a generat și generează în continuare foarte multe frustrări pe care le vedem prin apariția acestor mișcări populiste, iliberale, suveraniste. Ele aparent par a fi în același continuum, dar în realitate multe dintre ele au doctrine, perspective politice și chiar economice diferite. complet diferite. Cum vedeți apoi o altă problemă, un alt pilon al Uniunii Europene și o problemă mult mai fină din punct de vedere ideologic, nu neapărat de natură economică? Nu, Uniunea Europeană a fost fondată în siajul creștin-democrației inițial. Mă refer la De Gasperi, <coughs> Schumann, la De Gaulle. Bun, și Social-Democrația a jucat, a au jucat un rol fundamental în formare, creștin democrația germană, la fel, Conrad Adenauer, și creștin democrații republicanii, dreapta franceză din perioada celei de-a patra republice, atât de instabile. Am avut momente social-democrate puternice după anii 70, atunci când anumite politici susținute de social socialdemocrați din Ceea ce numim astăzi marxist cultural sau ceea ce unii ar numi marxist cultural au ajuns mainstream în Uniunea Europeană, lucruri despre care nici s-ar fi putut discuta în anii 50 sau 60, care au revendicate doar de cele mai radicale uh, grupuri curente grupări, ale stângii da, sau sigur. ale verzilor din anii 70, experimente de laborator, ideologic, și am ajuns mai ales în estul Europei. Unde avem două societăți, societatea maghiară societatea poloneză, acolo unde guverne conservatoare instalate comod din 2010, contestă ceea ce numesc impunerea politicilor de marxism cultural. Bun. Bun. Cum vedeți această nouă falie? De aici s-a și ajuns la un euroscepticism puternic în rândul celor două societăți. Aici e foarte interesant cum e cu acest euroscepticism, mai ales în Ungaria. În Ungaria există mai degrabă o formă de retorică anti- sau eurosceptică pe bani europeni. Pentru că Uniunea Europeană, dar în egală măsură și Polonia, pardon, și Ungaria și Polonia au absorbit foarte bine banii de coeziune și fondurile europene. Au știut foarte bine cum să atragă tot mai multe investiții din Uniunea Europeană. Ceea ce noi nu am știut, din păcate. Imediat revin la acest lucru, chiar în condițiile unui discurs mai degrabă suveranist, catolic și așa mai departe. Și asta pentru că aici nu știu dacă e o vină, mai degrabă calcul politic. Decidenții de la Bruxelles sau decidenții de la Berlin sau de la Paris sau de la Roma au avut în vedere mai degrabă stabilitatea politico-economică a statelor respective și mai puțin discursul politic. Și în aceste condiții vedem că pe teritoriul Ungariei avem investiții germane incredibile, deși. Domnul Gorban a avut și a ricanat extrem de puternic la adresa imixtiunii legate pe drepturile omului, pe libertatea cuvântului, pe, pe statul de drept și așa mai departe, la adresa Uniunii Europene, fără ca aceste investiții să dispară. Ceea ce sigur că a ridicat și ridică mari probleme. În Polonia, deși Uniunea Europeană a amenințat și chiar a folosit articolul 7, investițiile europene nu au dispărut, ci din contră au continuat să vină, plecând tocmai de la stabilitatea sistemului. Ori asta a generat și generează o formă de, hai să-i spunem, duplicitate sau perspectiva da. unei duplicități între declarații și fapte. Nici Cehia, care este din punct de vedere social înclinată spre liberalism, nici Cehia nu are un guvern foarte prietenos cu... contra, dar spre deosebire de Polonia și Ungaria, în, uh, și în Cehia și în Slovenia am avut niște state care au plecat de la bun început pe principiul welfare state-ului, adică unor state sociale care au avut și continuă să aibă investiții sociale puternice, ceea ce nu-i cazul Poloniei, care abia de curând începe să facă investiții sociale, dar mai degrabă pe dimensiune religioasă, adică un fel de catolicism solidaritate social, creștină. solidaritate creștină, lucru la care se uită cu atenție și Victor Orban, care și-a dat seama că termenul de iliberal nu este un termen tocmai fericit, motiv pentru care acum vorbește tot mai mult despre democrație creștină și o să-l vedeți în foarte scurt timp discutând foarte mult despre dimensiuni ecologice, despre Bine, ideea în de... Ungaria, eu nu l-aș reduce pe Victor Orban doar la un simplu populist în căutare de teme. Gândiți-vă că o întreagă elită politică din anii 90, foarte pro-occidental atunci, o întreagă elită politică a devenit extrem de conservatoare. Merge spre o Au zonă de dreapta naționalistă, suveranistă, sigur, teologică. Sigur, sigur, sigur și asta pentru Ideologi, că... Ideologi, profesori, Pentru scriitori. că în cazul Ungariei s-a mai petrecut un fenomen dincolo de beneficiile aderării la Uniunea Europeană, NATO și așa mai departe și anume această modalitate foarte interesantă de a fi prieten cu toți. Adică, Victor Orban nu are niciun fel de grijă a se întâlni cu Vladimir Putin sau cu Recep Erdogan, ceea ce, de exemplu, într-o societate cum e România sau chiar Polonia, lucrurile nu ar fi acceptabile. Adică, Ungaria are o libertate, o marjă de, de negociere mult mai mare decât toate aceste țări din Europa Centrală și de Est, poate cu excepția Slovaciei și își permite niște lucruri pe care noi nu credem că este profund pro-europeană. Slovacia a fost, a avut, aduceți-vă aminte, momente în care a fost la fel ca și România în perioada lui Meci, iar profund anti -european. În perioada în... respectivă, exact. dar după <fie> 1999. Nouă... Exact, iar de acum este parte din zona euro, participă la toate reuniunile legate de zona euro se chiar e foarte este, activă exact, asta vreau să spun, adică nu este o țară care doar discută cum e Portugalia doar apare și ea acolo ci este foarte implicată în acțiunile în acțiunile zonei euro apropo de Balcan de extindere gândiți-vă că două țări inamice din punct de vedere istoric Ungaria și Serbia, nu? De la începutul celui de-al doilea război până astăzi, au ajuns acum la un maxim istoric al relațiilor lor și mai aduceți aminte nu numai de Ungaria și Serbia, dar și de Bulgaria și Serbia. Exact, la fel două țări. amiciția este mult mai profundă și, și mult mai, mai puternică rivalitatea slavilor Sine din Balcani. Da. Bun, aici, aici e foarte interesant. Președintele pentru, premierul uh, uh, președintele Vučić, nu președintele Ma. Vucici, se află în campanie electorală la ora actuală, vor avea alegeri boicotate de opoziție, prima oară într-un stat uh, European, să-i spunem, cu excepția Belarusului, în care opoziția boicotează uh, alegerile, oricum, partidul domnului Vucic stă în sondaje foarte confortabil, undeva la peste 50%, fără aliați și fără probleme. Opoziția, de-abia dacă depășește 7-80% în sondaje, și vedem în această campanie electorală un discurs profund antioccidental al, al președintelui Vucic. Puterile, citesc, puterile occidentale vor să vadă Serbia în genunchiat. Vedem același discurs naționalist cu rădăcini în anii uh, 90. Avem un premier în Serbia cu uh, cel puțin cu un discurs pro-european, deci cel puțin cu un discurs la nivelul discursului pro-european, mai avem câteva figuri pro-europene. Cum vedeți această construcție sârbească? în care se livrează un președinte cu un discurs naționalist, un premier cu un discurs pro-european și se începe un astfel de tango între Est și Vest, un astfel de echilibru pe sârmă. Serbia are, așa cum știți, foarte bine... Ce mai speră să câștige din punctul acesta de vedere? Păi, în primul rând, trebuie să se adreseze societății sârbești. Iar societatea sârbească este o societate profund naționalistă cu foarte mari resentimente după războiul din fosta Iugoslavie. Consideră că i au pierdut tot pentru și că... Și-au pierdut! Că au pierdut, dar până la urmă nu și-au pierdut țara. Și că... ei au această viziune că Iugoslavia ar fi trebuit să fie serbia mare în pofida tuturor celorlalte națiuni. națiuni. Ori de aici. Deci, această, această viziune obsesion. provine de la Nicola Pesic, Pasi din dar, anii vine, 20. Dar vine chiar și, din chiar înainte, și dinainte din secolul exact. 19. Ori, reacționarismul din acest, sârb din, din a, naționalismul sârb a, din Imperiul Habsburgic era foarte puternic Din acest motiv cred că avem această formulă cu polițistul bun și polițistul rău care în final nu poate să producă decât mai degrabă spaime sociale gândiți-vă că... că în Croația războiul a fost pierdut definitiv în anii 90 sigur, dar nu, nu, nu cred că sens că republicile discută. sârbești și mai mult decât atât, în Croația erau sârbi ortodoxi la un moment dat, la începutul anilor 90, undeva la 15 peste 15% cred din populație era formată din sârbi mai mult de atât, gândiți-vă că după război, minoritatea sârbă din Croația a rămas insignifiantă, câteva procente. Sigur, dar aduceți-vă aminte și de atacul din Craina. adică în momentul în care forțele croate, sprijinite de Statele Unite, practic au, au demontat tot ce au însemna. au măturat toate, toată structura sârbească. Acolo. Stata, acele... Sigur, dar mă refer la societatea pentru că, gândiți-vă. Kosovo, care este punctul de naștere în toată mitologia sârbească, bătălia de la Kosovo polie, este pentru foarte multe alte state un alt stat. Este un stat independent. Sunt prea puține state, România, Rusia, Slovacia, Slovacia Spania, Spania, care nu recunosc Kosovo. Dar mai mult dar atât, rest, gândiți că gândiți-vă că în Kosovo nu mai există o bază etnică semnificativă sârbă. Deci acolo discuții. nu mai după aceea sârbă, ai acele enclave, bun. Dar la nivelul întregii populații nu cred, nu am date recente, nu cred că sunt 10% sau fără probabil. și oricum ele sunt mai degrabă despre margine, complet excentrice centrului Kosovo. Și în oare. scădere. Ori, asta arată Muntenegrul. Că... A fost pierdut Muntenegru care pentru stârmi reprezenta ieșirea la mare. Da. Ori, în aceste condiții eu, au o singură soluție. Să joace, pe, să joace la două capete adică să își păstreze naționalismul puternic influențat de Rusia. Aduceți-vă aminte că există relații religios-culturale cu Rusia extrem de puternice, cum există și relații mai degrabă, haideți să-i spunem, de suveranitate în raport cu Uniunea Europeană, adică aici este Serbia și este o entitate Dar complet relațiile sârbo-ruse istorii și relațiile jugoslavo ruse au fost complexe. Nu de la, de la, dragoste, de la Rusia care era protectoarea și liberatoarea slavilor din, din, Balcani Balcani. la... Uh, Suveranismul lui Tito de la sfârșitul anilor 40. Bun, dar atunci Iugoslavia încerca și a și reușit, Ar și reușit. Să, să fie o alternativă la Stalinism. Ceea ce a fost o mare realizare pentru Iugoslavia, vă ziceți aminte, era un banc în plină epocă socialistă, când spunea cum se trece de la capitalism la uh, comunism prin revoluție, cum se trece de la comunism la capitalism prin Iugoslavia. Uh, deci, Iugoslavia era această, era formula de economie mixtă din uh, centrul sud estul Europei, care erau Extrem de interesantă nu numai pentru România, Ungaria sau Bulgaria, dar chiar și pentru Uniunea Sovietică a lui Khrushchev, chiar și pentru Occident, fără discuție. Adică era un, un pod care putea să facă într-un fel sau în altul legătura între estul usificat și vestul extrem de dinamic. Cred că la ora actuală la Belgrad și astăzi se mai trăiește în această Sigur. tentație a punții. Sigur, doar că puntea a fost pulberată tocmai în perioada războiului, și continuă să fie o punte cum era podul de la Moștar, rupt între uh, o viziune mai degrabă imperială a uh, Belgradului și a Serbiei și o viziune realistă a unei țări mici și înconjurată, cu foarte puține excepții, mai degrabă de niște inamici virtuali, simbolici, decât de niște prieteni. Ori... Uh, de acest motiv, probabil că, iată, pierd mult în comparație cu Macedonia, care, care, a, aderat încep, la NATO, care a aderat la NATO, care va începe negocierile, a începe de negocierile de cu Uniunea Europeană. Sau e în curs de aderare la NATO, Spania mai are de ratificat. Sigur, dar s-au produs. Nu s-a sacrificat astfel încât să accepte Macedonia de Nord și, în această formulă, să deschidă posibilitatea Macedoniei de a intra în concertul Euroatlantic. Muntenegru adera Montenegro la NATO și este de fiind aderare. sigur, Muntenegru e o țară foarte mică cu un potențial turistic uriaș și care ar putea să devină foarte atractivă pentru baze americane și pentru o formă de Haideți să-i spunem de alternativă pentru alte forme, hai să-i spunem, extrem de scumpe din, din sudul Franței sau din, din, estul, din estul Spaniei sau din nordul Italiei. Nu? Are toate caracteristicile este foarte frumos și, în egală măsură, mult mai ieftin. Și atunci devine, de... devine foarte interesantă pentru toată lumea această zonă. Problema este instabilitatea politică, iar Uniunea Europeană trebuie să se gândească de 10 ori ca să taie o singură dată. Pentru că, spre deosebire de țările astea din Europa Centrală și de Est. Țările din fosta Iugoslavie, cu excepția Sloveniei, așa cum vedem, au o permanentă, o permanentă criză politică în zonele respective și crize sociale. Bosnia-Herzegovina, caracter... a făcut un guvern după 2 ani. Uitați-vă și la Croația, în care abia a putut să fie stăvilit naționalismul ultra-persistent din atori. zona respectivă prin venirea unui, unui președinte socialist, dar cu hai să spunem, un socialist al, est, așa? Nu dar cu o tradiție, nu, cu o tradiție de socialism. puternică. Sigur, socialistă dar nu internaționalistă, ca să mă exprim așa. Și gândiți-vă avem probleme în zona aceea cu sărăcie? Fără avem discuție. o problemă foarte gravă cu un șomaș cronic și în Bosnia și în Serbia, care s-a menținut la Pote, uriașe și pentru că acolo natural se întâmplă așa ceva cine ar îndrăzni să se ducă să facă investiții În... foarte importante într-o zonă care pare a fi pe vreo 3 sau 4 falii geopolitice la fel cum sunt faliile și tectonice și care istoric a fost, nu? butoiul cu pulbere ale Europei într-un puternic conflict și problema a Bosniei dar și a Albaniei este această spunem derivă autoritarist-dictatorială din punctul meu de vedere a Turciei. Turcia a fost unul din suporterii economici pentru aceste două societăți ori momentul în care Turcia se îndepărtează tot mai mult nu numai de Uniunea Europeană dar și de NATO și de toate Atrage, structurile toate structurile tradiționale atra Merge sigur că da. Domnule Țărană, vă mulțumesc mult pentru participarea la călătorii ce? geopolitice. Sunt Cristian Gava, rămâneți alături de Radio France până duminica viitoare. La revedere, o zi frumoasă!